Și mergem acum la guvern, doamnelor și domnilor. Acolo a ajuns vicepremierul Dan Barna, face declarații, îl ascultăm. Din punctul meu de vedere, foarte multe lucruri de comentat. Este echipa premierului, deciziile îi aparțin, chiar n-am nimic de comentat, am spus-o și zilele trecute. N-aveam nicio informație despre respectivul document, deci nu-mi exprim păreri, pentru că nu e nimic de zis aici. A fost comparată situația cu cea în jurul lui Liviu Dragnea de atunci când și-a angajat oamenii. Este asemănătoare? Repet, e un subiect asupra căruia premierul a răspuns în conferință de presă. Este un subiect care privește echipa sau, mă rog, o persoană din fosta echipă a premierului de comunicare. Nu comentez nimic suplimentar. Trebuie instituția să se sesizeze în prisma acestui document, pentru că vorbim de bani publici folosiți pentru partid. Este aceeași pentru toți? După cum a spus, premierul a răspuns la acest subiect, nu este un element despre care să am alte date suplimentare din cadrul guvernului. Acel document n-a ajuns pe la mine sau nu l-am văzut ca să pot să-mi exprim un punct de vedere, deci e un subiect la care s-au primit răspunsurile. De vicepremier, cum vedeți în întregul scandal? Opoziția cere deja demisia întregului guvern. O anchetă penală, chiar Emanuel Ungureanu cerea o anchetă din partea DNA. Da. Repet, este un subiect asupra căruia premierul a răspuns în conferință de presă. Nu am alte elemente suplimentare. Domnule Barna, în mai puțin de o săptămână vor fi adoptate noi relaxări. Campania de vaccinare vedem că nu merge atât de bine pe cât și-ar fi dorit executivul. Întrebarea mea este, în momentul de față, în coaliție, se discută de anumite facilități pentru persoanele care se vaccinează sau restricții pentru cei care nu se vaccinează? Am discutat chiar în ședința coaliției de săptămână aceasta acest subiect. Au fost prezentate mai multe variante asupra cărora premierul și-a și exprimat pentru o parte dintre ele susținerea. E clar că trebuie să venim cu măsuri pe modelul celorlalte state europene de a continua să încurajăm și să susținem campania de vaccinare, pentru că, într-adevăr, probabil, pentru că vedem ce se întâmplă celelalte țări, probabil valul 4 va avea un efect de stimul din nou pentru acea parte din populație care, deși nu e împotriva vaccinului, nu s-a dus până acum să se vaccineze. Dar, în egală măsură, sunt două tipuri de măsuri. Măsurile de încurajare și de stimulare, dar și acele măsuri care am văzut că devin, că sunt luate de alte țări, prin care, pentru cadre medicale, pentru accesul la anumite servicii neesențiale, spre exemplu, existența vaccinării să fie o condiționalitate. De exemplu, mersul la mall în weekend, care nu este un serviciu esențial, să fie condiționat de existența vaccinării. Persoanele vaccinate se poate să meargă la mall în weekend, ceilalți în restul săptămânii. Din prisma a ceea ce ar putea să primească oamenilor, facilitățile, ce ar putea primi dacă se vaccinează de exemplu? Sunt diverse stimulente, nu o să detaliez acum, pentru că până nu avem un acord și cu colegii din CNSU, n-are rost să arunc în spațiu public promisiuni care apoi să nu fie onorate și după aia să nu se reproșează. Liberă. Care sunt variantele? Legea cu o zi liberă pentru vaccinare există, adică aceea a fost deja adoptată de Parlament, sper să fie folosită de cât mai mulți cetățeni. Până la urmă e un mesaj foarte clar. Dacă vrem să nu ne mai întoarcem la perioada de restricții care ne-a chinuit atât de mult, e necesar să ne vaccinăm. Dacă nu reușim să creștem acest procent de vaccinare la nivel național, vom avea cu toții probleme legate de tot ceea ce a însemnat perioada aceea dificilă, la care nu mai vrem să ne întoarcem. Și atunci gândim toate tipurile de măsuri posibile prin care să încurajăm pe oameni în mediul rural, mai ales pentru că acolo avem o rată foarte mică, să meargă să se vaccineze. Un stimulent în bani a fost posibil sau este posibil? Nu în bani direct, dar se discută diverse variante de, să spunem, vouchere sau genul acesta de stimulente prin care să fie un bonuri, tichete, prin care cetățenii să fie încurajați să se vaccineze. S-a discutat și subiectul unei potențiale loterii, chiar în utilaje agricole, astfel încât să fie și stimulente la care să rezoneze cei din mediul rural. Când ar trebui să fie acestea aprobate și introduse? Bun, în perioada următoare, cât mai repede, pentru că e de dorit și asta sperăm cu toții, să ne reactivăm pe campania de vaccinare înainte să avem într-adevăr o creștere a cifrelor, care ușor-ușor se întâmplă, din păcate, nu se bucură nimeni, dar realitățile, pentru că am văzut în acești 2 ani aproape de pandemie, că tot ceea ce s-a întâmplat în alte țări și părea așa departe și fără legătură cu România, în câteva săptămâni sau luni a devenit foarte actuală situația și în România. E probabil că și aici vom avea o creștere a cifrelor și atunci, din nou, vaccinarea e singura soluție și este, de fapt, mesajul pe care vreau să-l transmit. Vaccinarea e singura soluție. Nu avem altă șansă decât să creștem numărul persoanelor vaccinate. Cât a venit aceste... De aproape suntem de valul 4.
N-am această informație, nu prefer să nu speculez. Sper să fie cât mai ușoară această creștere a cifrelor, să nu avem vreun vârf din acela care să pună din nou presiune. Ați putea veni aceste stimulente odată cu relaxările de la 1 august, tocmai să vină relaxăm, dar și cu anumite condiții? Este o discuție pe aceste subiecte. Vom vedea, premierul coordonează campania de vaccinare, vom vedea care vor fi deciziile finale. Vreau să vă întreb despre o reacție pe care a avut-o aseară ministrul fondurilor europene, Cristian Ghina. Acesta spunea, și vă citez, să se termine odată coșmarul acesta de la Congresul PNL afectează mult activitatea guvernului. Dumneavoastră cum vedeți toată această luptă internă din PNL? Afectează activitatea guvernului, a coaliției? O afectează în sensul că multe dintre reformele pe care ni le-am propus în această primă parte a mandatului, în aceste prime luni, au fost amânate până după Congresul PNL. Cel mai bun exemplu sunt pensiile speciale ale primarilor, despre care ne s-a spus foarte clar, până după Congres acest subiect nu va putea fi discutat din punct de vedere al partenerului de coaliție. Am înțeles lucrul acesta, dar e un exemplu de situație care într-adevăr afectează niște măsuri despre care le-am asumat în programul de guvernare. Guvernul pregătește o ordonanță prin care să încurajeze pe români să rămână la muncă și după vârsta de pensionare. Știți despre acest proiect? Aveți detalii despre impact? Ce se urmărește? Ce rezultate credeți că va avea și când va fi aprobată ordonanța? Este un grup de lucru la Ministerul Muncii, printre și acest subiect este evident, nu e o taină, avut în vedere. Face parte din reglementarea situației pensiei și, cum să spun, opțiunile și alternativele pe care ne-am propus să le creăm în perspectiva în care ne dorim cu toții să ajungem să avem un sistem de pensii sustenabil, pentru că acum perspectiva e foarte, foarte dramatică în ceea ce privește anii următori, pentru că vedem, avem acea piramidă cu vârful în jos, în care numărul celor care ies la pensie nu mai este compensat semnificativ de cei care muncesc și atunci ai o problemă pe sistemul de pensii. Ori tocmai din această perspectivă și această variantă este una dintre ele, aceea de a avea măsuri de stimulare și de încurajare a continuării activității. Domnule vicepremier, aș reveni puțin la primarii, despre care discutam puțin mai devreme. Cum vi se pare faptul că primarii PNL fac coadă aici la guvern? În fiecare săptămână sunt în județ, vin să vorbească cu premierul despre rectificare, iar opoziția le acuză pe premier că va aloca mai mulți bani către acești primari pentru a câștiga congresul. Bun, întotdeauna în perioada de rectificare sunt solicitări și doleanțe din partea primarilor, colegilor de cabinet, este un lucru firesc pentru că se discută despre bani. Dincolo de asta, este un alt subiect important pentru care trebuie să trecem cât mai repede de acest super septembrie în care toate cele trei partide au congrese, și UDMR, și PNL, și USR Plus, și să ne întoarcem apoi pe ceea ce înseamnă programul de guvernare. Rectificarea bugetară se va face pe criterii obiective sau pe criterii pur politice? Din punctul meu de vedere, se va face pe criterii obiective, pentru că premierul a solicitat fiecărui minister poziția față de rectificare, stadiul cheltuielor deja angajate, stadiul necesităților pentru a doua parte a anului, tocmai pentru a avea o rectificare. Declarații făcute de Dan Barna, vicepremierul României, în legătură cu ritmul campaniei de vaccinare la nivel național. Se gândesc autoritățile la două tipuri de măsuri, fie măsuri de încurajare, fie măsuri restrictive pentru persoanele care nu sunt vaccinate. De exemplu, la mall să poată merge doar oamenii vaccinați, spunea Dan Barna. Totodată se discută și despre diverse variante de a-i stimula pe oameni. Ne referim aici la vouchere, la bonuri, la tichete pentru cei care se vaccinează și chiar se gândesc autoritățile la o loterie cu utilaje agricole pentru a stimula vaccinarea în mediul rural. Posibil ca aceste măsuri să se aplice de la 1 august, spunea vicepremierul Dan Barna. Sunt informații venite acum de la guvern, iar noi vom urmări ce se întâmplă acolo și în jurnalele următoare. Acum însă o scurtă pauză.